Amintiri cu și despre artiști plastici. Doamna Madeleine Caracașian, ne întâlnim la Ambasada Republicii Armene la București, unde, iată, se deschide cea mai recentă expoziție, Ervant Nicogosian, dar după un periplu care a început la câteva luni după moartea artistului, prin grija familiei. Și iată că ajungem și aici, ajungem acasă. Aș vrea să spun că acasă, regretatul maestru Ervant Nicogosian a ajuns în urmă cu 2 ani, pentru că la penultima mea călătorie în Armenia am dus cu mine drept dar către Galeria Națională a Armeniei și către Patriarhia Armeană de la Ecmiadzin. Am dus niște obiecte de artă legate de armeni din România. Și la Galeria, și o pictură de Ervant Nicogosian. Și la Galeria Națională de Artă, între altele, am dus și o pictură de Ervant Nicogosian pe care o aveam în dar de la dânsul, primit cu mulți ani în urmă, reprezentând fereastră. De fapt, era din ciclul acela de peisaje industriale, care pe vremea aceea așa se chemau. De fapt, era o fereastră din perioada când nu realiza picturi nici cu flori, la care a apelat la un moment dat, ci era încă din epoca expresionismul abstract ca epocă, însă a fost o noutate pentru galeria de artă. Deci bine primită lucrarea. Foarte bine primită, cu destule onoruri, cu televiziune, cu presă scrisă, vorbită. La prima lucrare a maestrului care ajungea în Armenia și încă de atunci am propus fiicei sale, doamna conferințiar dr. Gilda Mologianu, că ar fi de așteptat o expoziție în Armenia. Dar cum așa ceva este mai greu de realizat. Ne bucurăm atunci, de acest atunci, eveniment la ambasadă. Și atunci ne bucurăm de data aceasta, pentru că oricum e teritoriul armen, ambasada Armeniei din București. Pictorul Ervant Nicogosian s-a născut în 1928 la Odessa și a murit în anul 2014 la București. Între 1941 și 1948 a fost deportat cu familia în lagărele de la Oranche, Actiubinsk, Karaganda. După cei 7 ani petrecuți în gulag, familia a fost repatriată în 1948. În 1954, Ervant Nicogosian a absolvit cursurile Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, secția pictură, avându-l ca profesor pe Camil Resu. Din același an, 1954, pictorul Ervant Nicogosian a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. La vernisajul acestei expoziții, de la Ambasada Republicii Armenia la București, a vorbit, printre alții, și nepoata artistului, Alina Frunză, medic psihiatru, doctor în medicină. Ce cred de pregătirea artistică asta, într-un fel de calificare în sensul ăsta, așa că voi alege să vorbesc un pic câteva minute despre Ervant Nicogosian ca și om. Cum l-am cunoscut eu, în calitate de nepoată, am crescut cu el în aceeași casă, el a fost bunicul care m-a luat de la școală, de unde am luat cumpărători, cumpărau roșii țuguiate, singurele acceptabile, dar era un om extrem de exigent. A fost atât cu mine, cât și cu restul membrilor familiei, cât și cel mai important cu propria persoană. Lucrurile acesta cred că se poate vota foarte bine în fiecare tablou pe care l-a pictat, de la perioada când vedea, la perioada când nu mai vedea absolut deloc. Pe lângă exigența asta, cred că e foarte important să vă împărtășesc faptul că el era un om extrem de furios. A acumulat în sufletul lui foarte multă furie. Furia asta s-a manifestat niciodată într-un comportament neadecvat față de noi sau față de oricare altă persoană din exterior. În schimb, se transmite foarte mult în toate tablourile sale. Pe lângă furia aceasta, care e oarecum justificată, după părerea mea, nu putem cred nici măcar să ne imaginăm cum ar fi adolescența noastră să fie petrecută în captivitate. Unde el a învățat să picteze ca să supraviețuiască. O poveste foarte impresionantă este cea în care el picta, fura ulei pentru a-i lua vopselurile ca să prăjească șobolanii prinși de restul membrilor familiei, să-i mănânce proteine, nu aveau alte surse de proteine. Pictura pentru el a reprezentat inițial supraviețuire, la propriu supraviețuire, după care o luptă continuă pentru a-și întregi sufletul. Cred că așa se spune că arta este suferință, dar cred că pentru fiecare artist adevărat, arta este viața. Chestia asta face din artiști niște oameni excepționali. Ei au capacitatea
gândurile și sentimentele și a le împărtăși tuturor oamenilor mult după moartea lor. Excelența voastră, domnule ambasador Serghei Minasian, o expoziție Ervant Nicogosian găzduită la dumneavoastră simbolizează, desigur, o deschidere mare către toți armenii, indiferent de locul în care au ajuns să trăiască și să creeze. Este adevărat că noi avem o istorie foarte bogată și o parte importantă a armenilor trăiește în diaspora risipită, deci peste tot în lume. Desigur că pentru statul armean și pentru Ministerul Afacerilor Externe din Armenia, pentru diplomații armeni, este foarte important să acordăm atenție acestor artiști din diaspora. Desigur că, dat fiind trecutul sau tinerețea sa, a trecut prin mari greutăți, noi nu puteam să rămânem indiferenți față de această personalitate și față de creația sa desfășurată pe parcursul anilor. Cum ați descoperit creația acestui plastician? Ce impact a avut asupra dumneavoastră? Am înțeles că activitatea sa s-a desfășurat în anii 60, 70, 80 până în 90, dar că tot ceea ce a creat el a corespuns trendului care a existat și există și la ora actuală în arte. Când te uiți la lucrările sale consacrate unor portrete umane, îți dai seama că a avut o mare creativitate și totul este oglindit în toată creația sa, felul în care a abordat arta. Jurnalista Madeleine Caracașian, căreia îi mulțumesc și pe această cale, a realizat traducerea interviului cu excelența sa, ambasadorul Republicii Armenia la București, domnul Serghei Minasian. Expoziția omagială Ervant Nicogosian rămâne deschisă la sediul ambasadei Republicii Armenia din București până către mijlocul lunii ianuarie 2019. Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.